Bun venit la German for Free! Astăzi vă voi prezenta un joc care ne va ajuta să ne îmbunătățim cunoștințele de limba germană. Pentru acest lucru vom accesa site-ul www.planetschule.de, alegem capitolul Multimedia și Deutsch lernen mit Mumbro und Zinel. Vom vedea că acest joc se adresează în primul rând copiilor între 6 și 10 ani, dar este la fel de util pentru toți cei care vor să învețe limba germană. La începutul jocului vom intra în peștera celor două personaje, locul în care ne vom alege exercițiile pe care dorim să le facem. Pentru aceasta trebuie să conectăm aparatul, să acționăm maneta, și să alegem zona în care dorim să mergem. Putem alege între Umzugskarton, Kochtopf und Einkaufswagen. Pentru a vedea în detaliu ce exerciții ne așteaptă, putem accesa inhaltul, cuprinsul. Da? Aici ne explică Station Kaufhaus, simbol Einkaufswagen. Da, avem Redewendungen, Grammatik, da? Adjektiv, Wortschatz, Hauswohnung, Pluralbildung, trendbare verben și așa mai departe. Să alegem pentru început Umzugskarton. Am dat click. Bineînțeles, trebuie să nimerim ușa corectă. Și aici avem exercițiile. După cum vedem, fiecare are câte un simbol. Pentru a ști ce se ascunde sub fiecare simbol, putem, din nou, să facem referire la cuprins. Voi alege săgeata pentru a vedea, pentru a exersa formele de plural. Welche Kärtchen gehören zusammen? Folge der Schnur. Fiecare exercițiu are patru părți. Cunoașterea cuvintelor, Hör verstehen, Lese verstehen und Schreiben. Să vedem. Die Lampe. Die Lampe. Die Lampen. Die Lampen. Acest exercițiu ne ajută să învățăm forma de plural a substantivelor. Das Bett. Das Bett. Die Betten. Die Betten. Paturile. Patul. Paturile. Die Geige. Die Geige. Die Geigen. Die Geigen. Das Auto. Die Autos. Și așa mai departe. Să vedem un exercițiu de Hörverstehen. Klicke das richtige Bild an. Die Kisten. Der Tisch. Die Betten. Atenție la diferența dintre singular și plural. Der Sessel. Die Sofas. Das Sofa. Putem singur să mergem mai departe? Suche die richtige Beschreibung aus. Avem poza, avem textul scris. Die Kisten, die Geigen, die Kiste, die Teppiche. Der Tisch, die Geigen, die Geige, der Teppich, das Bett. Die Geige. Și un exercițiu de scriere. Trage die fehlenden Wörter ein. Die Puppe, die Puppen. Korrekt. Die Lampe, die Lampen. Dacă facem o greșeală, nu este nicio problemă. Ne anunță și ne dă răspunsul corect. Pentru a ne întoarce la modulul de alegere a exercițiilor, accesăm săgeata.
Da? Fiecare astfel de stație de oprire are 9 exerciții, după cum am văzut. Iar dacă vrem să ajungem înapoi în peșteră, zur Höhle. Am prezentat pe scurt acest joc. Vă rog să-l testați, să exersați. Aștept impresiile voastre. Și sper să vă placă. Pe data viitoare. Tschüss.